Salutare, dragii mei! Astăzi o să vorbim despre arsurile casnice, și despre câteva lucruri care s-ar putea duce fie în zona mitului, fie în zona adevărului. Dar în fața mea este doamna doctor, Magdalena Badea, medic primar dermatovenerolog, și atunci dânsa o să ne zică dacă este adevărat sau nu este adevărat. Să presupunem. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Mă scuzați! Să presupunem că suntem în fața. În fața plitei, gătim și ne-am ars cu ulei. Neplăcut. Avem următoarele opțiuni. Iaurt, mit sau adevăr? Nu cred că iaurtul ar fi cel mai indicat. Mai degrabă mierea de albine. Deci mirea de albine, adevăr. Da, pentru că mierea de albine este un produs extraordinar de complet și conține inclusiv substanțe antibacteriene, antiseptice și cicatrizante. Deci dacă avem Este puțină un miere, miracol mierea e un produsă de miracol mierea de albine, albine, da. naturală, bineînțeles. Evident. Deci dacă avem puțină miere, putem să punem pe arsura Ca respectivă. o primă fază, până când ajungem să ne dezinfectăm și să ne pansăm. Bine, dacă e o foarte mică picătură care a sărit, A, nu pe aia nici nu trebuie băgăm chiar în seamă. bandaje. Dar acum depinde și de mărimea și de știu eu, profunzimea și de cât de gravă este arsura respectivă. De exemplu, dacă am uitat că o Da. cratiță poate să fie fierbinte și am apucat marginile, atunci chiar e E un plic neplăcut, un pic mai ne. mult neplăcut. Da. Și arbușul de ou ajută. Albușul de ou era Da. următorul pe listă, mit sau Următorul. adevăr? Și albușul de ou prin albumina pe care o conține. Deci nu tot ou, doar albușul. Doar albușul. Chiar ar trebui separat cu Aia. mâna care ne rămâne validă Da. să separăm. Nu, gălbenușul nu. Dar albușul poate să formeze o peliculă protectoare, astfel încât să limiteze exudația. Deci, prin arsură se pierde, se denudează tegumentul și se pierd foarte multe proteine de la nivelul zonei afectate. Iar albumina din albuș poate să creeze un strat protector și limitează apariția sau, mă rog, chiar mărimea flictenei, a vezicului Da, aflictene da, da, care da, apare da. ulterior. Deci așa, ca un prim ajutor la îndemână în bucătărie, da, ne putem orienta către un albuș de ou sau miere. Am încercat și eu personal Și și a mers. e foarte bine. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, apă rece de la chiuvetă, după care sare. Mit sau adevăr? Apă rece am încercat, sare n-am avut curaj. Și cu Nu apa rece cred. cum a fost? Mi-a calmat un pic usturimea de moment, dar nu e același lucru ca și cu mierea sau cu albușul de ou. Deci te calmează că e rece. Te calmează că e Da, rece, îți da, bun. calmează senzația neplăcută în primele momente, dar nu e la fel de eficientă ca măsură de prim ajutor până la Bun, deci am rămas infecție. pe miere și pe albuș de Albuș. ou. Spuneți-mi dacă este, într-adevăr, e în funcție și de cât de mare e arsura. Funcționează și pe arsuri mai mari sau pe arsuri mai mari trebuie să ne ducem într-o altă zonă de medicație? Evident că ulterior Depinde. 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 Sigur că trebuie să avem în vedere și îngrijirea corectă pentru a evita suprainfecțiile bacteriene, pentru că totuși nici mierea, nici Albușul, albușul de nici ou nu sunt medicamente. complet sterile. Da. Dar acum, decât nimic, mai bine aceste măsuri până când ajungem să tratăm corect sau să ne ajute și altcineva, depinde de Și mai am moment. o legumă despre care s-ar spune că ar avea proprietăți de genul acesta, frunza de varză, mit sau adevăr? În arsură? Da. Nu știu. Deci nu știți frunza Nu. de varză? Dacă nu Nu. știți dumneavoastră, înseamnă că este mit. Nu. N-am auzit și n-am încercat. Da, ați încercat frunza de varză în altă zonă pentru alte probleme de Nu. sănătate? Sincer, nu. Pentru că unii. N-am avut curiozitatea să o încerc pentru că am văzut și complicații date de această metodă și
Nu, a Atunci zis ați că mai bine, preferat să da, o lăsați doar în mai mâncare. sigur antisepticele și antibacterienele pe care fiecare trebuie să le aibă în casă, Da. sub formă de pudră sau cremă sau. Oricum, e bine că am stabilit două dintre lucrurile care ne sunt la îndemână în bucătărie. E drept că în momentul în care ești arsă pe mâini, nu știu cum reușești să te miști atât de repede, dar probabil că găsim puteri nebănuite. Exact. Mulțumesc frumos, doamna doctor, ne revedem și data viitoare. Ce?